Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor vacante ori rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată miercuri pe 29 iulie în 5 centre de examen, s-au prezentat 841 de candidați, 92,72% din cei 907 candidați înscriși. 42 de candidați s-au retras din motive personale, 35 și medicale, 7, iar 3 candidați au fost eliminați din examen. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice ori catedre în anul școlar 2019-2020. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37,3 grade Celsius, mai informează Inspectoratul Școlar. Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedicat la ora 15 de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 796 de teze. Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 4 august după afișarea rezultatelor până la ora 21, respectiv 5 august până la ora 12. Rezultatele finale se afișează în data de 11 august.